Mă bucur de cei care zâmbiți într-o zi a mulțumirii și am nevoie de un zâmbet mare, da? Să văd, da? Surorile. Da? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem într-o zi de mulțumire și aș vrea dimineața aceasta să recapitulăm, pentru că e departe de mine gândul de a vă învăța cum și ce să faceți să fiți mulțumitori. Dar aș vrea să recapitulăm și să ajungem împreună să ne ridicăm ochii și glasurile înspre cer, să ne desprindem pentru o vreme și pentru cât ne ajută această recapitulare și învățătură, ochii de la lucrurile pământești, de la daruri, și să le îndreptăm spre Dătător, spre Cel care dăruiește cu mână largă. Amin? Aș vrea să, am spus, să vă reamintesc și să ne folosim de Scriptura din Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Un verset care, zic, vi-l reamintesc convins fiind că îl cunoașteți, că l-ați auzit de nenumărate ori și e aproape de sufletele voastre. Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Nădăjduiesc să îl reamintiți și pentru cei care, dacă mai sunt dintre noi, nu-l știți, să îl repetăm de destul de multe ori încât să îl cunoașteți după terminarea de dimineața de astăzi și să vă fie aproape de sufletul vostru. Am adus și ceasul. Da? Acum două săptămâni n-am avut ceas, n-am avut telefon, n-am avut nimic. Acum, dacă m-am trezit mai devreme, nu foarte devreme, dar dacă am apucat să mă trezesc, am apucat să pun și mâna pe ceas. Aș vrea să învățăm și să căutăm să fim mulțumitori. Acum, de dimineață, vorbim despre versetul din Efeseni 5 cu 20 și lecțiile care El ne le dăruiește, Dumnezeu, prin cuvântul acesta. Dacă Dumnezeu ne ajută și ajungem cu bine și după masa de la amiază, pe care am înțeles că o vom lua împreună, și dacă niciunul dintre noi nu va cădea vreun leșin, știu, din pricina îmbuibării sau, știu, a nemâncării, știți că unii ori da năvală și ori avea prea mulți, iar alții care au venit la urmă, vor face ce-or putea, da? Și vom rămâne așa. Dacă Dumnezeu, zic, ne ajută și ne îngăduie să ne reîntâlnim la această sărbătoare, cum ați programat-o dumneavoastră în întreaga zi aici la adunare, atunci după masă aș vrea să vorbesc despre nemulțumire și efectele ei. Da? Cât de nocivă este nemulțumirea. În dimineața însă, acum vreau să vorbesc despre mulțumire. Vreau să încep pozitiv, să încep cu învățătura bună, că dacă mai avem timp, vom vedea și ce necazuri aduce nemulțumirea. Dar deodată, vreau să învățăm să ne uităm la Dumnezeu, cu această atitudine extraordinară pe care El a îngăduit o ființă umană să o experimenteze și, în același timp, atât de dificil de păstrat în inima noastră. E mult mai frumos să fii mulțumitor, e mult mai sănătos să fii mulțumitor, e mult mai plăcut și părtășia și întâlnirea dintre persoane, dintre oameni, este mult mai agreabilă atunci când se întâlnesc două persoane mulțumite. Și cu toate acestea, umanitatea experimentează o stare de nemulțumire extraordinară. Când dumneavoastră zâmbiți și când sunteți bucuroși de ceea ce aveți, de ceea ce știți, de ceea ce cunoașteți, mușchii feței dumneavoastră se relaxează. Ființa voastră în întregime se relaxează. Nu sunteți stresați, nu sunteți obosiți. E un efort minim în a zâmbi. Când sunteți încruntați, sunteți neliniștiți, sunteți nervoși, supărați, toată ființa voastră se strânge, se crispează și așa apar ridurile. Da? Să știți că ridurile nu apar de la râs. Ridurile apar de la încruntare, de la supărare, de la îngrijorare, de la nemulțumire. Așadar, bine, și de la vârstă, dar să nu, acum să vă luați de față, mă iertați, fraților, cu păr cărunt. Acum mi-a dat Dumnezeu lumină de sus, da? Deci frații care sunt cu păr alb, aceia nu. Da? Aceia din pricina vârstei și au crescut copii și au avut multe trecute în viață. Dar cei mai tineri, așa, ca mine, ca unul, ca altul, care
de vreme le apar riduri și necazuri și împruntați și ne... Să știți că prea multă îngrijorare, prea multă alergare, prea multă nemulțumire. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și spune mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți este aici un îndemn, este în același timp o poruncă. Este dovada că noi, pe de o parte, am învățat și am avut cei 7 ani de acasă. Da? Mulțumiți. Învățăm copilașii să mulțumească și ne învățăm unii pe alții să ne învățăm unii înainte altora să fim mulțumiți, să spunem un mulțumesc. Dar eu aș vrea să trecem un pic mai departe de anii de civilizație. Aș vrea să putem coborâ în profunzimea inimii noastre în acea atitudine în care nu suntem doar politicoși unii față de ceilalți. Nu doar avem învățătura de acasă și atunci într-o situație oarecare eu învăț să zic mulțumesc. Cred că aici cuvântul lui Dumnezeu și în special în modul în care continuă totdeauna să-i mulțumiți lui Dumnezeu vrea să și pune accentul nu doar pe un aspect al politeții, un aspect al civilizației, ci pe o atitudine care trebuie să fie în adâncul ființei tale, care trebuie să biruiască circumstanțele negative, care trebuie să biruiască neajunsurile și care trebuie să biruiască și belșugul. Pentru că nu oamenii care sunt în sărăcie sunt neapărat cuituci să mulțumească, ci deseori oamenii care au multe și prea multe, ei uită la rândul lor să mulțumească. Așadar, a mulțumi întotdeauna este o atitudine care biruiește și sărăcia și belșugul. Este ceea ce Dumnezeu vrea să fie în ființa ta din tinerețe și până la adânci bătrâneți. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Când mulțumești, ai înțeles și înțelegi că tu nu ești totul. Înțelegi că nu ești tu epicentrul Pământului. Înțelegi că nu în jurul tău se învârt toate, ci că există cineva către care trebuie să privești. Atunci când mulțumești, e un bun exercițiu de smerenie. De a te uita la celălalt mai presus decât la tine însuți și de a putea să recunoști că are calitate, că are capacități, că ți-a făcut un bine. Și nu ți este greu să recunoști, să apreciezi și să mărturisești, să verbalizezi, să spui ceea ce este în inima ta. Atunci când mulțumiți și vă faceți un obicei din a mulțumi, nu mai aveți prea mult timp ca să deveniți egoiști. Să vă dezvoltați egocentrismul. Pentru că atunci când te exteriorizezi spre ceilalți, când apreciezi ce fac ceilalți bine și ceea ce îți dăruiește Dumnezeu prin ei sau însuși Dumnezeu, atunci dezvolți o atitudine altruistă, o atitudine de deschidere spre ceilalți. În loc să te închizi în tine însuși, să tot aduni, să tot vezi ce și cum și cât ar trebui să mai am și cum să arăt și ce să fac, în momentul în care te deschizi spre ceilalți, atitudinea de mulțumire înflorește în viața ta. Și scapi de mândrie și poți dezvolta o atitudine de smerenie, o floare rară. Atunci când mulțumești, ai înțeles, mai bine ca oricând, că cel care dăruiește e mai important decât darul pe care îl primești. Pentru că atunci când mulțumești, îți faci vreme nu doar să te uiți la cadou care îl ai, nu doar să te uiți la hambarele pline și să alergi ca să le umpli, să le mai clădești un pic, să le mai lărgești o leacă, da? Ci îți faci timp pentru cel care dăruiește, pentru cel care a venit să-ți aducă ceva. E neplăcut și ar fi de neconceput, cred, pentru noi oamenii, să invităm pe cineva la zilele noastre onomastice, la bucuriile noastre pământești. Oamenii, musafirii, prietenii să vină cu cadouri. Tu să-i aștepți în ușă, să le iei cadoul și să-i ții afară și să se spui mulțumesc. Dacă le mai spui, la revedere. Că de acum am nevoie de timp ca să-mi desfac cadou. E nepoliticos, e nenatural, e nenormal. E ceva ce trece dincolo de gândul nostru ce înseamnă a avea părtășie, a avea relații.
În momentul când vine cineva și îți aduce un cadou, lucrul cel mai frumos și cel mai plăcut este ca mai întâi să te ocupi de persoana care ți-a adus cadou. Poate vine de departe, poate e foame, poate vrea să intre în casă, poate are nevoie de un pahar de apă, poate... Sunt atâtea lucruri. A venit cu acel cadou la tine, dar a venit să te vadă pe tine. Și în momentul în care tu ești gata să mulțumești, ești gata să amâni momentul acela al deschiderii cadourilor și al evitării persoanei care l-a adus, dovedești că în inima ta n-ai așteptat un cadou mare sau mic, ci ți-ai așteptat prietenii, ți-ai așteptat frații, ți-ai așteptat rudele, ai așteptat să te bucuri cu ei, de ei, nu de cadourile pe care ei le aduc. În Psalmul 104, versetul 34, partea a doua, cuvântul spune: mă bucur de Domnul. Mă bucur de Domnul. Este un psalm care prezintă minunățile, lucrurile pe care Dumnezeu le poate face, arată cât de măreț și cât de multe lucruri poate să facă Dumnezeu. La sfârșitul cuvântării psalmistului, el mărturisește în câteva cuvinte nevoia de a ne ridica ochii înspre cer, de a ne ridica glasurile înspre cer și de a ne bucura de Dumnezeu înainte de toate și apoi de darurile pe care El le face fiilor oamenilor. Mulțumiți Domnului și bucurați-vă de Domnul. Pentru că atunci când vă bucurați de Domnul, arătați în inima voastră și în atitudinea voastră că El este mai important decât darurile pe care le dăruiește. Amin? Amin. Mă bucur de Domnul. Când veniți la adunare și doriți, veniți cu această atitudine, închinarea nu se fabrică aici. Aici se adună închinarea. Se înalță închinarea. Am parcat mașina și deja noastră cântați. Se aude extraordinar. Și din stradă. Când geamurile deschise și... am venit cu anticipare, cu bucurie să intru în această casă de închinare. Pentru că am auzit cântarea, pentru că ne-am pregătit, pentru că frații și surorile au vrut să aducă cântare. Aici când vin casa lui Dumnezeu, sigur, Dumnezeu te schimbă, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu transformă omul. Dar e mult mai ușor să lucreze Dumnezeu cu lutul frământat decât cu argila tare. E mult mai ușor Dumnezeu să lucreze cu un lut care este gata, pregătit numai să fie modelat, să-i dea culoare, să-i dea valoare și să-l pună la vedere. Decât să vii de acasă bulgăre, tare, nervos, supărat, amărât, îngrijorat, circumspect, cu îndoiel, cu judecăți, cu prejudecăți. Și atunci să dorești să zici: Doamne, aș vrea să am o zi de închinare, o zi extraordinară. Dar ești bulgăre. Sigur că Dumnezeu are putere să sfarme bulgării, să dea ploaie de binecuvântare, să amestece țărâna și să o facă un lut pregătit pentru a fi modelat. Dar dacă vii de acasă, dacă vii pregătit și doar te așezi în mâna olarului și zici: Doamne, îți mulțumesc, arăți că inima ta este legată de Dumnezeu mai mult decât lucrurile pe care le poate da Dumnezeu. Dovada că este așa stă în al doilea cuvânt al versetului. Mulțumiți când? Totdeauna. Vorba ca vorbă. Da? Teoria ca teorie. Dovada supremă că e adevărat ce am zis și că învățătura e de folos și că o veți trăi voi și cu mine, e în momentul acela în care te pui înaintea lui Dumnezeu și zici: Doamne, îți mulțumesc totdeauna. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Eu vreau să-ți mulțumesc. În fiecare moment, când ne merge bine și când ne merge rău. Pericolele sunt egale. Să știți că, aminteam deja, sunt oameni care uită să mulțumească din pricina bogățiilor și sunt oameni care uită să mulțumească din pricina sărăciei.
Cuvântul în Proverbe cere de la Dumnezeu o inimă înțeleaptă și îi spune: Doamne, dăm pâine cât îmi trebuie. Să nu am nici prea multă ca să iau un deșert numele Tău, să uit de Tine. Să nu duc nici lipsă ca să trebuiască să fur și să Te înjosesc pe Tine. Doamne, dăm cât îmi trebuie și învață-mă ca în ceea ce am și prin ceea ce trec, întotdeauna să-ți fiu mulțumitor, să-ți fiu aproape de inima Ta. Spunem deseori, slăvit să fie Domnul, atunci când ne ies lucrurile bine. Ajungem dintr-un loc în altul și zicem, slăvit să fie Domnul. Am ajuns cu bine. Mulțumim, Doamne. Facem o lucrare, se termină cu bine și spunem, slăvit să fie Domnul. Dacă însă lucrurile merg mai rău, dacă ai o încurcătură, dacă ai o amânare, dacă o așteptare de-a ta nu se împlinește, dacă pensia vine mai târziu sau vine mai mică, oare atunci putem să zicem, slăvit să fie Domnul? O să o rodă din cap. Bunul Domnul să te binecuvinteze. Pentru că atunci când mulțumești lui Dumnezeu și faci totdeauna, atunci când ai puterea aceea a maturității, să zici, Doamne, am auzit două rugăciuni, dar cel puțin două rugăciuni astăzi aici care au zis, Doamne, ne-ai dăruit mai mult decât merităm. Și când nu doar ridici pumnul spre Dumnezeu întrebându-L, dar de ce n-am? Dar de ce mie? Și uneori așa, în alergarea prin această lume și când vezi că Dumnezeu te binecuvintează peste măsură, să-L mai întrebi, să zici, Doamne, dar de ce mi-ai dat atât? Ce vrei să fac cu El? Să nu fim acei egoiști, acei oameni care privim doar spre noi înșine, ci să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu, să zicem, Doamne, n-aș vrea să-ți bajocorez numele, n-aș vrea să mă iau la ceartă cu Tine atunci când n-am. Și aș vrea să-mi dai maturitate în inima mea, ca atunci când am, să Te întreb. Și atunci, de ce? Că nu le merit. Nu sunt mai bun decât altul, nu sunt mai, eu știu, iubit de Tine decât altul, și totuși mi-ai dăruit, din prisos. Ce vrei să fac cu ele, Doamne? Imaginați-vă o adunare de oameni, pentru că suntem noi aici, zic eu, la 200 de persoane, da? Tipul ăsta, care în loc să strige spre Dumnezeu, Doamne, dar de ce trecem prin Valea Umbrei Morții? Dar de ce așa, așa? Să zică, Doamne, ne-ai dat atâtea. Da? N-am avut loc de parcare. Cine știe unde am parcat mașina? Câte mașini aveți la biserică? Mă amintesc că în urmă cu vreo 10 ani că puteam parca oriunde. Dacă vroiam, puteam să intru în curte. Odașe, ce aveam atunci. Și mi-a dat Dumnezeu. Da? Dar lucrurile astea, și să stai înainte de Dumnezeu să zici, atâta om care să zică, Doamne, dar de ce mi l-ai dat? Cum ai vrea să fie închinarea? Cum ai vrea să fie cântarea? Cum ai vrea să fie poezia? Să fie rugăciunea? Pentru ce? Cu ce suntem noi? Mulțumiți totdeauna. Întotdeauna. Amin? Amin. Învățați-vă înaintea celui prea înalt și unii față de alții. Să îi mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna. Când aveți mai multe, să nu uitați să îi mulțumiți. Știți când poporul evreu s-a răzvrătit cel mai mult împotriva lui Dumnezeu? Când a avut cele mai mari binecuvântări materiale. Când a avut cele mai mari binecuvântări materiale, poporul evreu a întors spatele lui Dumnezeu. Ar fi păcat să-L pierdem pe Dumnezeu. Să avem o țară și o casă și lucruri ca atunci când curge lapte și miere. Dar să nu-L avem pe Dumnezeu. Ar fi mare păcat. Să ne rugăm în permanență, să spunem rugăciunea lui Moise înainte de a intra în țara promisă sau pe drumul spre țara promisă după păcatul grozav
da? cu vițelul. Și când Dumnezeu a zis, mergeți, luați țara, dar eu nu mă duc cu voi. Și Moise și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce folos lapte și miere, dacă Tu nu ești cu noi? Ce folos să avem lapte și miere, binecuvântare, abundență, dacă Tu nu ești cu noi? Păzește-ți inima mai mult decât orice, spune cuvântul în Proverbe, căci din ea ies izvoarele vieții. Păziți-vă inima, dragii mei, și faceți exercițiul acesta al mulțumirii. Mulțumiți totdeauna. Amin? Amin? În bine sau în rău. Iar spune cuvântul pentru toate lucrurile. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Mai bun sau mai rău. Mai mult sau mai puțin. Nu fiți dintre aceia care aștepta să vină un tort mare și dacă vine unul mic, să ziceți, nu, acum asta ce? Bucurați-vă! În urmă cu două săptămâni am mâncat prăjituri pe un an de zile. Da? Nu vă spun unde am fost urmă cu două săptămâni. Și am mâncat, dar totuși când am ajuns acasă am întrebat soția după câteva zile, dar ce prăjitură îmi fac? Ce avem dulce? Acum, sigur că, după cum vă uitați la mine, eu mai mult vorbesc decât mănânc. Da? Dar totuși, este noi atitudinea asta. Dom'le, da, mai îmi dai ceva. Nu? Zicea un frate, fratele are, nu știu care mi-a zis ceva de evrei, da? Dacă e gratis, dăm 10, dăm 5, dăm 6, da? Dom'le, da, mai îmi dai ceva. Dumnezeu vine și spune, mulțumiți, mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile. Pentru ceea ce primești, nu cantitatea, ci calitatea ceea ce ai, a ceea ce primești. Dumnezeu este acela care dă. Și e adevărat că El are dreptul să aleagă cât și cui să dea. Aici poate să intervină o atitudine de justificare a unora sau altora. Dar uite-te, respectivul are mai mult. Și nu prea merită. Îl știu eu că nu merită. Respectiva nu merită atâta. Și atunci noi, în loc să intrăm într-o atitudine de mulțumire, intrăm într-o atitudine de judecată și de nemulțumire. Mai clarific o dată, deși dumneavoastră știți, că Domnul este pământul cu tot ce este pe el. Și Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. E rostul lui Dumnezeu de a hotărâ cui și cât. Ceea ce trebuie să fac eu și trebuie să faci dumneatale este să-ți păzești inima și în adâncul ființei tale să izvorască această mulțumire pentru ceea ce ai tu și pentru ceea ce este Dumnezeu pentru tine. Dacă vei sta și te vei uita la ceilalți, te va umple o atitudine de pismă, de invidie. Vei fi și ești, de fapt, nu vei fi, ești un om nenorocit. Dacă nu ți poți împărți brazda de pământ, averea, lacuma, mâncarea, eu știu eu ce mai fi. Oricât ar fi. Și cred că deseori avem dreptate. Și suntem nedreptățiți pe nedrept. Cu toate acestea, dacă îți pierzi liniștea, pacea, dacă îți pierzi mulțumirea din inima ta, nimic nu mai merită. S-ar putea întâmpla să ajungi să ai multe, să ai de toate, dar să fii prea bolnav să te mai poți bucura de ele, să fii prea măcinat, prea nervos, prea stresat, prea agitat, ca să mai poți să te bucuri de ele. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Înțelegând că El este suveran să dăruiască cât vrea și cui vrea. Nu vă faceți dreptate cu oameni. Nu vă luați la harță cu oameni. Nu vă luați la harță cu Dumnezeu. Înțelegeți și acceptați suveranitatea lui Dumnezeu. El dă cât vrea și cui vrea. Ceea ce poți să faci tu este să mulțumești întotdeauna pentru toate lucrurile. Amin? Amin. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 41, ucenicii sunt bătuți.
Sunt bătuți la talpă, sunt loviți, sunt nenorociți, pentru că au predicat cuvântul lui Dumnezeu și după ce sunt bătuți, li se dă drumul. Plin de bucurie. Că au putut să sufere pentru mărturia Domnului Iisus Hristos, s-au dus la frații lor în adunare și au început să plângă. Au început să se bucure. Au început să zică, slăviți să fie Domnul că ni s-a făcut parte, să luăm și noi bătaie așa cum a luat Iisus Hristos. Să suferim și noi așa cum a suferit Domnul și Mântuitorul vieții noastre. Și a făcut o părtășie extraordinară și în loc să fie bocete și plânsete și urlete și necazuri și bombăneli și pumni ridicați spre cer, au fost genunchi care s-au plecat înaintea lui Dumnezeu, cântări de laudă care au împodobit adunarea și slava lui Dumnezeu. A coborât peste locul acela. Pentru că niște oameni au văzut că sunt vrednici înaintea lui Dumnezeu ca să mai primească și câte ceva rău în viața lor. În anul 167 după Hristos, 167, la începuturile istoriei creștine, Policarp Martirul. Policarp Martirul este episcop al Smirnei, un ucenic al lui Ioan. Avea 95 de ani. La 95 de ani te porți frumos cu cei care ajung la o asemenea vârstă. Totuși, soldații romani și Marcus Aurelius s-au hotărât că e vremea să îi împuțineze pe creștinii care ajungeau să fie tot mai mulți. Și s-au hotărât să îi împuțineze începând cu cei din cap, cu episcopul. I-a spus, dacă te lepezi de Hristos, îți dau viața. Dacă nu te lepezi de Hristos, te pun pe rug și hai să plătești. 95 de ani. Din pruncie, el a crescut în biserică, aproape de Ioan, și și-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Și stă înaintea rugului, conjurat de armatele romane, și el mărturisește. Iată, sunt 86 de ani de când îl slujesc. Și un surus ilumină fața. Și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să-l blestem pe el, regele și mântuitorul meu? Sunt 86 de ani de când îl slujesc și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să-l blestem pe el? Cum să îl înjur? Cum să strig? Cum aș putea să mă leapă de el? Înainte de a fi ars pe rug, s-a rugat. Un om duhovnicesc, care stă înaintea lui Dumnezeu și în ultimele clipe se roagă. Doamne Dumnezeule Atotputernice, Tatăl Preaiubitului Tău, Fiul Iisus Hristos, prin care am primit cunoștința despre Tine însuți, Dumnezeul Îngerilor și al întregii creații, al neamului omenesc și al celor drepți care trăiesc înaintea Ta, Te laud că m-ai socotit vrednic în ziua și în ceasul acesta de a avea parte, împreună cu toți martorii Tăi, de paharul suferințelor lui Iisus Hristos. Un om care a trecut de la atitudinea de a smulge mulțumire din inima lui pentru o bucată de pâine, pentru o haină, pentru sănătate, pentru un avantaj, la laudă la adresa lui Dumnezeu, atunci când a stat în fața morții, mărturisind că au trecut 86 de ani, în care oricât s-a uitat în urmă, n-a găsit ca Domnul și Mântuitorul vieții lui să fi făcut vreun rău, măcar unul, și din pricina aceea să se lapede de el. Mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile. Amin? Cui să mulțumim? Cui să mulțumim? Lui? Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să învățăm să ne ridicăm privirea din pământ și să o înălțăm către El. Trebuie să învățăm să avem această atitudine mulțumitoare. Această atitudine în care pricepem că viața, gândul, cele necesare, iertarea care o avem, de care avem nevoie și care ne ajută să ajungem la acea pace care întrece orice pricepere, toate vin de la Dumnezeu și prin Harul Lui le avem și El ne ține în ființă. Slăviți să fie El. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, tot ceea ce putem noi gândi sau face, se datorează lui Dumnezeu care mai are încă har. Și bunătatea lui Dumnezeu, spunea fratele Vasile, te îndeamnă
la pocăință. Te îndeamnă să te uiți înspre El și să zici încă o dată, Doamne, nu mie, nu nouă, ci numelui Tău să fie adusă întreaga slavă, slăvit să fii Tu, Doamne. Pentru că de la Tine vin toate lucrurile și aș vrea, Doamne, că atunci când le capăt eu, să nu fac pe egoistul, pe supăratul, pe nemulțumitul, ci să le aduc cu bucurie înapoi spre Tine. Amin? Amin. Uitați-vă la Dumnezeu. El este veșnicul dătător. El este acela care dăruiește. Și mâna Lui nu este prea scurtă și brațul Lui nu este prea slab, ca vreunul dintre voi să-i lipsească ceea ce are nevoie. S-ar putea întâmpla ca să nu ai tot ceea ce visezi. S-ar putea întâmpla, și probabilitatea e mare, ca să nu ai tot ceea ce ți-ai dorit în viață, dar cu siguranță că ai tot ceea ce ai nevoie. Atâta cât ți-a trebuit. Atâta cât a fost nevoie, Dumnezeu a îngăduit și în viața ta. Slăvit să fie El. Uitați-vă la Dumnezeu și mulțumiți-i Lui. Ridicați-vă ochii, învățați. Învățați să vă ridicați ochii de la darurile, de la lucrurile care le așteptăm așa de mult. Și înălțați-vă privirea spre Dumnezeu. Înălțați-vă privirea spre Dumnezeu. Psalmul 100, săptămâna trecută, noi suntem într-o săptămână de mulțumire. Am avertizat frații de la cor să-și țină atitudinea multă vreme. Săptămâna trecută am avut la noi în adunare sărbătoarea mulțumirii, apoi între amieze, două bisericuțe care iarăși sunt slujite în sărbătoarea mulțumirii, iarăși seara la noi, apoi aici la dumneavoastră, de seara ajungem la Baia Mare, iarăși mulțumire. De asemenea, noi suntem cu infuze de mulțumire. Dacă vedeți pe omul că e supărat la mâncare, vă rugați pentru el. Că are nevoie, încă nu a lucrat toată cunoștința, și poate aduna foarte multe cunoștințe, dar să nu ajungă unde trebuie să se împlinească. În Psalmul 100, din cel care am predicat săptămâna trecută dimineață, acolo cuvântul vorbind despre mulțumire zice să știți că Domnul este, că Domnul este Dumnezeu. Să știți că Domnul este Dumnezeu. Atunci când cunoști înaintea cui te închin, când cunoști de la cine vin lucrurile, când cunoști înaintea cui stai. E foarte interesant că psalmistul nu spune dacă sunteți triști și supărați, atunci o să primiți mai mult. Ci psalmistul vine și spune, intrați cu bucurie în curțile Domnului. Săltați de veselie și să știți că Domnul este Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, va fi de ajuns și mai mult decât suficient și va surclasa toate bogățiile și toate darurile și toate mâncărurile și toate prăjiturile și tot confortul. Atunci când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și să te bucuri de Domnul, nu de lucrurile pe care ți le dă Dumnezeu. Le spuneam bisericii, în contextul acestui cuvânt care l-a pus Dumnezeu pe inimă, în ultimele vremuri, în ultimul timp, când revin acasă, când mă întorc din alergarea de zi cu zi, și fetițele cele două, le-a dus dumneavoastră, mă așteaptă și vor să mă vadă, ca orice copilaș, cu ceva vreme în urmă, și nu zic că s-au pocăit de tot, da? Dar învață, ca orice copilaș, când deschizi ușa, tati, ce mi-ai adus? Și dacă mă caut prin buzunar și ori, tot timpul găsesc, da, găsești ceva, ca tată, ca mamă, că mergi încoace încolo și te gândești la copiii tăi de acasă, mai pui, mai rup din ce iei și pui și ții ca să-i dai când ajungi acasă. La o vreme, însă, în special cu cea mai mare, cu Bea, care pricepe mai multe și care înțelege, am zis, nu ți-am adus nimic. Și prima dată am văzut o urmă de tristețe pe fața ei. Și s-a dat și pe fața mea. Pentru că am zis, fetița mă așteaptă pentru darurile care îi le aduc. Și am zis, draga mea, astăzi nu ți-am adus nimic. Pentru că vreau să te bucuri că am venit acasă. Vreau să te bucuri că am ajuns acasă. A stat, nu știu ce se întâmplă în căpșorul ei, vă dați seama că aș
revoluționat psihologia, dacă aș înțelege, ce acolo. Dar după ce am stat și am vorbit o vreme, a sărit la gâtul meu. Și a zis, tati, te iubesc. Mărturisesc că nu se compară absolut nimic cu acel moment în care cei care sunt dragi ai tăi se bucură că te văd pe tine și nu lucrurile, nu banii, nu hainele, nu ceea ce tu poți să aduci. Nu pentru că n-am sau pentru că n-aș vrea. Dar în timp și în timp ce mergeam, am început să duc tot mai puține lucruri. În special în acel moment, când intru în casă. Și chiar dacă le duc, le las pe mai târziu. Pentru că acel moment să fie un moment de cunoaștere. Un moment de bucurie a revederii. Un moment de apreciere a persoanei. Și nu a bomboanei. Nu a ciocolatei. Nu a nu știu ce o să aduci. Să știți că Domnul este Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu și să zici, Tată, îmi ridic ochii spre cer. Căci de acolo vine izbăvirea. De la Domnul vine izbăvirea. Și, Doamne, să Te cunosc pe Tine este mai mult decât orice altceva ai putea Tu să-L dăunești. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dragii mei, învățați să vă uitați la Dumnezeu. Învățați să vă uitați la Dumnezeu mai mult decât la lucrurile pe care le dă Dumnezeu. Habacuc, în capitolul 3, versetul 17, 18 și 19, spune căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Slăviți să fii Tu, Doamne! Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Omul care vrea să mulțumească și care știe să mulțumească cu adevărat este omul care în inima lui l-are pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Omul care apreciază ce a făcut Iisus Hristos pe cruce, omul care înțelege că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și când te uiți la ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce, când înțelegi jertfa Lui glorioasă, când înțelegi dragostea de Tatăl, când înțelegi Duhul lui Dumnezeu care vine și încearcă să te lumineze, te trage cu funii de dragoste spre Dumnezeu, ajunge acea clipă în viața ta. Ajunge acel moment în care înțelegi că secretul mulțumirii nu stă în exerciții, nu stă în ani de școlarizare, ci este așezat în Iisus Hristos, slăvit să fie El. Cel care este învierea și viața. Cel care a venit pe pământ ca tu să poți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și că nu umbli spre gloria cerească, cu gândul că El este Domnul vieții tale. Când te știi protejat de Dumnezeu, când știi că puterea sângelui, când știi că părtășia Duhului este cu tine și pentru tine, când știi că ești al lui Dumnezeu, că ești urma pășunii Lui, atunci atitudinea mea și atitudinea ta, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, va fi una de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc pentru că în Iisus Hristos am tot, tot, tot. Amin? Amin. Mulțumiți lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă astăzi nu poți să mulțumești pentru toate lucrurile, lasă în inima ta un moment de cercetare și zi, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii Domnul și Mântuitorul vieții mele. Lasă-te preschimbat. Fii ca lucrul în mâna olarului și lasă ca Dumnezeu să facă din tine un fiu al patriei cerești.
Fă din ziua aceasta o zi de mulțumire în care mulțumirea cea mai măreață și cea mai glorioasă să fie inima ta pe care o duci înaintea lui Dumnezeu. Părtășia cu sfinții, spălarea și cugetul curat pe care îl primești ca dou de la Dumnezeu. Atunci când lași păcatele tale la poala crucii lui Hristos și când ești în părtășie, când ești după sângele ce curge peste tine, o persoană nouă, o persoană spălată, o persoană binecuvântată, un om care ești după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Și atunci poți să zici din toată inima, îți mulțumesc, Doamne! M-ai schimbat. Eram un punct de țărân. Eram un fiu al pierzării. Eram în neputință și în păcat. Dar m-am întâlnit cu tine. Mi-am ridicat ochii din țărân. I-am înălțat spre gloria cerească. Și în inima mea au început să resalte și să răsune cântări de mulțumire. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Prețuiți-L pe Iisus Hristos. Iubiți Tatăl, pe Tatăl. Bucurați-vă de părtășia Duhului. Fiți oameni care vă bucurați de Domnul, care umblați cu Domnul. Și binecuvântarea lui Dumnezeu va veni în inima ta. Atitudinea aceasta va înflori. Și vei vedea că o bucurie fără de margini, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire, este un mare câștig, spune Apostolul Pavel mai tânărului Timotei. Negreșit, pocăința însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Dragii mei, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Umblați în bucuria Domnului. Amin? Amin. Amin.